știi sau a nu știi? Ce întrebare simplă, nu-i așa? Cam la fel de simplă zicem noi ca următoarele întrebări pe care o să le auzim imediat. Să-mi spui dacă știi ce animal este numit gastronomic pui de baltă. Pui de baltă. N-am nici cea mai vagă idee. Să mănâncă? Să bolan, da? Ce? Câine, ce? Nu știu. N-ai auzit de pui de baltă? Nu. Broască. Care este cel mai mare județ din România ca întindere? Județ din România ca întindere. București. Wow. Ilfov. Cred că e Alomiț. Călăraș? N-am nici cea mai vagă idee. Ilfov. Nu știu. Județ. Cu aproximație. Ilfov. Județ. Nu știu. Am rămas în urmă. Dacă n-ați venit atunci când am terminat școala, acum... Moldova. Timișoara. Timișoara, așa se numește județul? Timișoara, da. Știi ce este o întrebare retorică? Retorică? Nu știu. Ce mă puneți voi? Nu știi, dar e ok, nicio problemă. Puneți-mă la gospodărie, la mâncăru. Nu știu, că nu am școală. Ați auzit de întrebare retorică? Nu știu. Pe limba mea, la mișto. O întrebare care nu trebuie răspunsă? Care nu-i trebuie un răspuns. Continuăm chicala asta, dacă o știi. Apa trece? Nu știu. Ce rămâne? Nu știu. Știți zicala, apa trece, pietrele rămân? Ce asta? Melodie? Muzică? Nu, este o zicală. Nu. Înseamnă 50% din 50. 50 cât să însemne? 50% din 100 cât vine? Cum? Din 50 vine 100? Sunt deștept, nu? 100%. 50% din 50? 0. Păi dacă de iei din 150, rămâne 50. Păi din 100, dacă iei 50, cât vine? 50. Și din 50, dacă iei 50? 0. 50% din 50, jumate. Adică dacă din 50% iei 50, mai rămâne... Mai rămâne nimic. Păi 0. 50 din 50. Păi 50. Și ai luat 50. Jumătate din 50. 25. 25. Cât la sută din ce am auzit astăzi credeți că este real? 100%. Concluzia? Mintea poporului nostru surprinde de fiecare dată. A fost Alexa pentru Cronică.